Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, este invitat la discuția de luni. Este proaspăt și prim vicepreședinte PDL. De aici mergeți la ședința de partid, înregistrăm de dimineață, prin urmare vor fi unele teme ușor depășite la momentul difuzării acestui interviu, dar încercăm să ne imaginăm ce veți discuta, domnule Baconschi, la ședința PDL legat de declarațiile făcute de șeful statului referitoare la regele Mihai. Vă întreb asta pentru că în aceste zile cam toată lumea are o opinie, liderii PDL inevitabil vor fi întrebați despre asta. Ce veți spune dumneavoastră? Ce credeți? A greșit Traian Băsescu făcând aceste aprecieri sau nu? Actul de abdicare al regelui Mihai a fost ultima piedică legală în planul de comunizare a României. Prin urmare, trebuie tratat ca un episod tragic în istoria noastră și în același timp la Biroul Permanent Național al PDL, la care urmează să particip după emisiunea noastră, există o agendă convenită cu o zi înainte și care nu își propune să facă exegeza afirmațiilor prezidențiale sau ale oricărui alt actor politic. Insist cu întrebări pe această temă pentru că opinia publică, spațiul public de câteva zile e ocupat de comentarii legate de ceea ce majoritatea liderilor de opinie, politicienilor, numesc ca fiind o gafă din partea șefului statului. Credeți că ar trebui să-și ceară scuze Traian Băsescu sau nu? Am îmbrățișat comentariile mai distante ale domnului Dragoș Paul Aligică pe Hot News. Privind din afară, sigur că toată această cacofonie nu servește clarificărilor istorice și nici morale legate de regele Mihai. Mă surprinde până la un punct doar instrumentalizarea politică de către opoziție acestei situații. Ne trezim într-o țară majoritar promonarhistă, deși în cronica ultimilor 20 de ani PSD, pe atunci PDSR sau FSN, s-a ilustrat nefericit prin brutalizarea aproape fizică a regelui Mihai, chiar dacă ulterior, găsind un culoar liber, fostul președinte Iliescu a procedat la o așa zisă împăcare cu Casa Regală și totodată la o seamă de restituiri de proprietăți. Cred că trebuie să citim istoria așa cum e consemnată ea în documente, să nu politizăm excesiv subiectul monarhiei sau oricare altul. Ne trebuie puțină seninătate și, bineînțeles, mă pronunț pentru civilitate și pentru respect față de rolul monarhiei în istoria României. Niciun om care cunoaște această istorie nu poate subestima rolul de mari constructori, de instituții și până la urmă funcția Casei Regale în trecut, în modernizarea României și în alinierea ei europeană. Aici poate exagerați dumneavoastră puțin când vorbiți de o țară brusc promonarhistă și domnul Aligică la fel, pentru că eu am interpretat-o altfel, sincer să vă spun, domnule ministru, și anume o reacție justificată din partea unora care aveau dreptul să vorbească, din partea altora care n-aveau niciun drept, cum spuneați, să deschidă gura pe tema asta. Deci o reacție cumva de solidaritate față de cineva căruia i s-a făcut o nedreptate majoră. De ce n-ar fi așa? Nu trebuie să fii promonarhist neapărat. Am spus respect față de monarhie, pentru care a fost o perioadă deosebit de fastă în istoria României, conținând totodată și destule episoade criticabile.
nu trebuie să idealizăm niciun regim politic și cu atât mai puțin formele prin care monarhia s-a ilustrat în istoria modernă a țării noastre. Dar cred că, încă o dată, indiferent de ce opinie avem cu privire la abdicarea regelui, la faptul că ar fi putut să facă altceva sau nu. Putea să facă altceva. Cred că avea opțiunea, tot adică ce contează, e ceva de discutat aici, din punctul dumneavoastră de vedere? Sigur că jocurile erau făcute, zarurile erau aruncate, armata sovietică deja în România împărțeala pe sfere de influență a Europei postbelice fusese decisă în marile capitale de comun acord, din păcate, între aliați și Moscova lui Stalin, așa încât putem privi ca pe o fatalitate ce s-a întâmplat ulterior. Dar în un proces istoric mare, fiecare responsabil politic poate să aleagă o cale sau alta. Regele a ales abdicarea, socotind că nu mai e nimic de făcut și, bineînțeles, că acest act a netezit calea spre instaurarea dictaturii comuniste în România. Deși era deja o formalitate, a îndeplinit un act pur formal, abdicarea din 30 decembrie. Cunosc, așa ca, știu eu, capitol de cultură generală, istoria românească a acelor ani. Nu sunt nici pe departe un specialist. Știu că a avut loc o grevă regală înainte, deci o perioadă în care regele a refuzat să semneze decrete. Fără îndoială că situația noastră era complicată pentru că fusesem aliați cu Germania nazistă, întorsesem armele și regele se afla într-o situație obiectiv ambiguă, de fost aliat al lui Hitler și în același timp de șef de stat aflat printre cei care îl învinseseră pe Hitler. Problema comuniștilor era că rămăsese ultimul simbol al vechilor rânduiri care trebuia înlăturat și cu ocazia asta definitivat procesul de comunizare a României. Da. Citiți actul de abdicare și veți vedea că, într-adevăr, acesta era limbajul. Interesant reacția Statelor Unite, care la sfârșit de săptămână, vineri, au răspuns diplomatic, dacă e să vorbim de diplomație aici, dând publicității discursul... Un pasaj din Truman. Uh-huh. Cred că nu e surprinzător că o ambasadă se comportă diplomatic. Da, cum ați interpretat reacția asta a ambasadei? Adică ce au vrut să spună? Încă o dată, dincolo de opinia exprimată de către președintele României, există documente, fapte și alte opinii. Părerea mea în speță este că, chiar dacă avem opinii divergente asupra semnificației unui act politic de tipul abdicării, trebuie să o facem în respectul propriilor tradiții și a persoanelor care se află, cum e cazul regelui Mihai, printre noi. Mi se pare normal ca orice astfel de reevaluare sau evaluare a istoriei naționale recente să se facă într-un climat urban.